stimați părinți, dragi colegi, iată-ne la sfârșitul unui an școlar lung, greu, în care am navigat pe ape tulburi și limpezi, am fost de cele mai multe ori învingători, dar am și pierdut uneori, dar am transformat fiecare înfrângere într-o nouă și nouă experiență. Am garanția că anul școlar 2017-2018 a fost unul foarte bun pentru noi cei care am trudit la catedră, pentru dumneavoastră cei care ne-ați urmărit din umbră fiecare mișcare și fiecare efort pe care l-am făcut. Astăzi suntem în fața dumneavoastră, de la grădinița numărul 6 și până la absolvenții claselor a 8-a, noi cantemiriștii, care vrem să ne acordați atenția cuvenită, vrem să ne aplaudați, vrem să iertați orice stângăcie a noastră, pentru că suntem ai dumneavoastră, pentru că am venit astăzi să vă încântăm ochiul și urechea. Am garanția că dacă școala gimnazială Dimitrie Cantemir se remarcă an de an la rezultate la învățătură, va fi, ca și anii anteriori, un spectacol pe cinste. Vrem să vă demonstrăm că suntem buni învățăcei, dar suntem și mari artiști. Tot ceea ce se va desfășura în această seară, pe durata aproape 2 ore, va fi un spectacol de calitate. Rugămintea mea este următoarea. Să-i aplaudăm pe artiști, să-i respectăm pe artiști și să ne respectăm pe noi. Rugămintea mea este să păstrați liniște și să nu părăsiți sala casei de cultură până când nu se termină spectacolul. Știu că unii au obiceiul de a-și privi comoara și de a pleca acasă. Să știți că spectacolul merită văzut până la ultimul număr. Ați participat la atâtea spectacole de teatru și nimeni nu pleacă după actul, da? Eu vă doresc vizionare plăcută și dau cuvântul celor două prezentatoare care o să vă prezinte număr cu număr ceea ce v-am pregătit. Vă doresc vizionare plăcută. Și ne vedem în ultima zi de școală la 8:30 la festivitatea de premiere. Bună seara, stimați profesori, iubiți părinți și dragi elevi! După un an școlar rodnic, plin de reușite, ne întâlnim pentru a sărbători rezultatele deosebite obținute de elevi cu sprijinul profesorilor și al părinților. Dansuri energizante, melodii emoționante, toate ne vor îmbălui într-o atmosferă de poveste. De asemenea, acestea sunt ultimele clipe petrecute de noi, elevii claselor a 8-a, alături de călduroasul colectiv al școlii noastre. De aceea le adresăm profesorilor și părinților sincere mulțumiri pentru că ne-au fost alături și ne-au călăuzit spre reușită. Noi sperăm că v-am făcut mândri și că vă veți aminti cu zâmbetul pe buze de momentele petrecute împreună în acești 8 ani minunați. Cu respect și recunoștință pentru tot efortul depus de dumneavoastră pentru noi, putem spune că suntem gata să-i primim pe cei care vor deschide spectacolul, membrii corului școlii, coordonați de doamna Chiriță Silvia. Die.
educatoare Corduneanu Gabriela și Harnagea Alexandra. Thank you.
treia, coordonată de doamna profesor Andrei Angela. Thank you.
primară, Glenza Larisa, de la clasa 3A, profesor coordonator Antonia Cela. Bună ziua! Dacă aș fi o mică floare,
dance de la clasa 5A, coordonat de domnul Bistricianu Gheorghe și doamna Dorobățanca.
clasei a doua vă vor încânta cu două cântecele amuzante despre un morar care doarme și un măgăruș bolnăvior. Nu se multează, toată.
celor de la clasa a 4-a și clasa a 4-B, profesor coordonator Mistricianu Gheorghe, Cosma Elena și Holman Gianina. Thank you.
Sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me
Dum 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 d
și neamă, de frumos, ca și neamă, de frumos, de frumos. Solistul de muzică populară, fost elev al școlii noastre, Samuel Robert. Deschide microfonul, mă! Deschide microfonul. Nu deschid. Și deschid de acolo. Deschide microfonul. Thank you.
elevilor de la clasa 7B, profesor coordonator Visticianu Gheorghe și ungureanul Elena. We'll be right back.
6 B cu dansul Timber Dance, coordonator Obisticianu Gheorghe și Cartorina. Swing your body around and round, end of the night is going down.